Intuiție. Rac. Se anunță o perioadă favorabilă noilor proiecte, dar și noilor prietenii. Te poți asocia cu persoane importante și poți lega relații de durată. Vei munci cu spor în echipă pentru atingerea unui obiectiv comun, însă nu te lăsa furat de entuziasm în luarea deciziilor. Și cum putem să facem? Uite, să nu zici tu. Tu rămâi în fața camerei, doar dai din gură și citesc eu. Ia. Nu? Ia să vedem. Îți dăm puțin apă și mergem mai departe. Uite, și citesc eu ca să fie voce de... Aici. Păi n-avem prompter aici. Bun. Fii atent. Și tu doar rămâi... Da? Nu? Și tu ce stimulezi? Leu. Marte îți va activa sectorul carierei și îți va aduce determinarea necesară pentru atingerea obiectivelor tale. Te preocupă mai mult imaginea, statutul și faci tot ce este necesar pentru a te afirma și a recunoaște, a ți se recunoaște meritele. Renunță? Zi, păi la vrei, renunță la amabilitățile nefondate. Ambițiile. Fecioară! Fecioară, hai mă dă! În următoarea perioadă vei fi mai atras de studiu și de dezvoltarea personală sau profesională. Curiozitatea este la cote înalte și asta te poate ajuta să explorezi noi domenii, poate chiar să obții o diplomă. Balanță! Te poți folosi de energia lui Marte în Taur pentru a pune la punct o situație financiară ce vizează un bun material sau un credit. Bugetul comun în cuplu poate fi sursă de tensiuni și se cer reglementări. Evită să facem promotori în perioada următoare. Scorpion, Marte îți activează sectorul relațiilor și îți va aduce teste serioase legate de partenerul de viață sau de persoanele cu care desfășori activități profesionale. Pot apărea surprize care schimbă integral un context, de aceea ți se cere adaptabilitate, răbdare și empatie. Săgetător, tata, fii atent! Urmează o perioadă în care vei lucra cu mai multă plăcere, iar randamentul la locul de muncă va crește, măi să fie! Totuși, evită graba și nu te supra-solicita fizic. Este un moment bun să-ți reorganizezi stilul de viață și să-ți pui ordine în activități. Capricorn, cu Marte în tranzit prin sectorul iubirii, viața sentimentală se va anima simțitor. Așa că atenție! Te vei dedica filtrului dacă ești singur, iar în cuplu propui activități creative care vor alunga monotonia. La capitolul bani, opa, evită speculațiile financiare. Măi, vărsător! Preocupările tale se vor orienta către casă și familie. Poți rezolva contexte legate de locuință, poate chiar obținerea unui credit imobiliar. Pe de altă parte, va trebui să depui efort pentru a evita conflictele cu cei dragi. Mai avem și peștii. Energia ta va merge în mare parte către activități intelectuale. Comunicarea va fi un punct foarte atât timp cât nu-ți pui cu orice preț ideile pe masă. Se cere multă atenție la negocieri și la deplasări. Totodată, nu te grăbi să iei decizii, să tragi concluzii și să dai verdicte. Aha! Mulțumim, Mădălina! Mulțumesc! A fost ceva, Doamne, deosebit. Dar ce se ia pentru gât? Nu vă spărați, în afară de apă. Eu îți dau niște miere. Miere?